Bună seara și bun găsit la știri. O femeie a fost pălmuită astăzi într-un autobuz din Iași pe motiv că nu purta mască. Cu toate acestea, nici agresorul nu purta masca corespunzător. În ciuda insistențelor călătorilor din autobuz, șoferul a refuzat să oprească. Poliția s-a sesizat, iar în acest caz se fac cercetări. Imagini șocante apărute astăzi în spațiul public din Iași. O femeie de vârsta a doua a urcat într-un mijloc de transport în comun din Iași fără să poarte mască. Un alt călător vizibil iritat de acest fapt a făcut scandal. La scurt timp, lucrurile au degenerat și bărbatul a recurs la violență fizică. Având în vedere imagini apărute în spațiul public, realizate într-un autobuz care s-ar fi deplasat pe raza municipiului Iași, precizăm faptul că ne-am autosesizat și efectuăm verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca în funcție de cele constatate să fie dispuse măsuri legale. Totuși, unii martori spun faptul că femeia este cea care inițial l-a lovit pe bărbat. Pe imagini nu se poate vedea acest lucru. Oamenii legii s-au autosesizat în urma imaginilor apărute pe rețelele sociale.